Poliția locală a pus gând rău boltelor de viță de vie din Constanța. Cei care au umbrare din viță de vie, iar acestea se întind până deasupra trotuarelor, trebuie să renunțe la ele. Sute de somații au fost trimise deja către proprietari, care sunt avertizați că riscă amenzi în caz că nu acționează urgent. A venit un pli prin poștă, confirmare de primire în 24 de ore, să eliberăm tot ce este metalic. În prezența vă somăm că în termen de 24 de ore de la comunicare să procedați la desființarea structurii metalice amplasate pe domeniul public trotuar din dreptul imobilului dumneavoastră. În mai multe cartiere de case din Constanța, oamenii au plantat viță de vie care a crescut și deasupra trotuarelor. Acest fenomen s-a extins de-a lungul anilor, nu doar pentru vița de vie propriu-zisă, ci mai ales pentru faptul că aceasta oferă umbră. Pentru a susține vițele de vie au fost create structuri metalice de obicei. Acum poliția locală le cere insistent proprietarilor desființarea acestor structuri. Cei care au dat această decizie nu s-au gândit. În primul rând este umbră. Deci toată lumea când venea, parcau aici mașini la umbră, că era un pic de umbră. Mai puneam un spațiu verde, o floare, ceva. Nu înțeleg cu ce deranjează, că la urma urmei e trotuar. De câteva luni, locuitorii din cartierul Coiciu primesc somații semnate chiar de șeful poliției locale, prin care acesta le aduce la cunoștință că trebuie să desființeze vițele de vie și aceste structuri în termen de 24 de ore. În caz contrar, proprietarii sunt pasibili de amenzi. Oamenilor nu li se oferă nicio alternativă și nu li se explică nici care sunt modalitățile pentru a intra în legalitate.